dumneavoastră, cu oamenii de afaceri. Părerea mea este că dacă vrem să facem ceva, să mișcăm societatea spre bine, în primul rând trebuie să avem grijă să facem activități legale, după care să nu fim sufocați cu controlele, după care să fie toată lumea să fie coordonată și organizată, astfel încât să-și poată plăti contribuțiile pe care le declară singur la bugetul statului. Eu îmi doresc o colaborare cu dumneavoastră pentru că partea cea mai importantă, sau da, cea mai importantă parte a activității inspecției fiscale constă în culegerea de date și informații în vederea realizării inspecției fiscale. Inspecția fiscală este o activitate specifică în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ea se ocupă cu stabilirea sumelor care trebuie să plătesc de la bugetul statului din activitățile pe care le desfășoară un contribuabil. Ori, în relația cu dumneavoastră, eu sunt convins că Inspecția Fiscală va avea o bază de date din acest tip de informații pe care eu hotărâm să-l facem, vom avea o bază de date exactă, legală și corectă. Pentru că Inspecția Fiscală nu poate să lucreze decât cu acte și documente legal întocmite, Inspecția Fiscală fiind un control documentar pe bază de documente. Informațiile cealaltă, colaterale documentelor, sunt mai importante chiar decât documentele însuși care le vezi oricum. Deci, în cadrul acestui parteneriat, pentru început, așa mi-aș dori din partea ANAF-ului și a Inspecției Fiscale, să avem un schimb de date care să ne ajute să formăm sau să formulăm plătirea de început, aia în care stabilim riscul fiscal al unui agent economic. Evident că asta nu putem face decât în cadrul legal, adică în limitele legii care ne permite să facem schimb de date în anumite condiții și trebuie să păstrăm și secretul afacerii și mai departe. Deci, având în vedere toată legislația, vom iniția și vom face acest schimb de informații care va fi benefic pentru ambele părți, și pentru dumneavoastră și pentru noi. Ne dorim un mediu de afaceri curat, ne dorim ca și dumneavoastră un mediu de afaceri concurențial corect și pentru asta cred că o bună parte, o importanță deosebită în această zonă a concurenței corect o avem și noi. Dar v-am zis, ține și de partea de schimb de informații pe care o să facem. Câte informații o să luăm dumneavoastră, cât de noi. Vom avea inițiative legislative împreună cu dumneavoastră, pentru că și noi, ca și dumneavoastră, simțim în zona aceasta a afacerii și în zona relațiilor dintre contribuabili, în timpul afacerii și dintre contribuabili și organele statului, simțim lipsa unei legislații precise și exacte în această problemă. Care dă naștere la tot felul de interpretări. De interpretări, tot felul de abordări a problemelor. Da? Există abordări diferite și între contribuabili și organul de control fiscal. Deci aici trebuie mutat, în primul rând, parteneriatul dintre noi, în afară de schimbul de informații, trebuie să bazeze și pe această colaborare în elaborarea sau propunerea pentru schimbarea legislației. Ori de amendamente, ori chiar de legislație, deci legi în sine. Important este faptul că lumea de afaceri și cel puțin noi ca organizație patronală suntem interesați ca relația de dumneavoastră și noi să nu mai fie aceea de beligeranți, așa se este perceput de lumea de afaceri, ci să transformăm într-un parteneriat. Pentru că lumea de afaceri care, să zicem, face parte din zona sănătoasă a economiei, este direct interesată, ca și dumneavoastră, de fapt, de a elimina tot ce înseamnă concurență neloială, tot ce înseamnă
piața neagră de produse și servicii. Evaziunea fiscală, în general, care constă în toate aceste valori. Deci toate aceste componente fac parte din evaziunea care duce la concurență neloială până la discuție. Pentru că este una, noi ne plătim datoriile, ne plătim la zi, iar ceilalți... Da, există o diferență de forță financiară la un moment dat, care se accentuează pe măsură ce evaziunea fiscală crește într-o zonă, iar ceilalți sunt corecți. Pentru că plata impozitelor și taxelor către stat duce la o diferență extraordinar de mare între cel care face evaziune fiscală și celălalt. Da. Discutăm despre percepție, putem să vedem că încă la noi există această percepție. De o parte, că suntem beligerați cu cealaltă. Da, lumea de afaceri este privită ca și posibil infractor. Da, există o suspiciune avant la letră, cum se francează, înainte de a scrie, da? Iar pe partea cealaltă, lumea de afaceri percepe inspecția fiscală ca un zbir care vine să ia tot. Ne trebuie să încercăm să aducem această percepție la limita la care trebuie să există un echilibru, în primul rând. Deci să echilibrăm această percepție. Cred că este posibil, mai ales că avem deschideri și dintr-o parte și din cealaltă. Mai ales dacă noi când discutăm despre lumea de afaceri, discutăm despre bunii contribuabili. Pentru că, încă o dată, repetăm, noi dorim ca în patronatul nostru să nu primim acei evazioniști. Nu discutăm de oameni care poate le-au primit o amendă pentru o mică eroare. Acolo poate, din partea dumneavoastră, poate să existe și acea posibilitate de a aplica și alte sancțiuni, numai amenzile a dumneavoastră ca inspecție. Da, da, da. Deci, unde este posibil. Da. Nu înseamnă că nu respectăm sistemul legal sau că nu s-a respectat până acum. Părintea, schimbul nostru de informații să ducă la, clar la eliminarea, cum să zic, răuvăritorii sau țepariilor. Da. Noi categorii vom crea pe site pentru membrii noștri informații vis-a-vis de astfel de organizații sau de persoane. Cel mai important lucru ca să reușim să creăm. Pentru că în felul acesta îi putem scoate categoric de pe piață, pentru că nimeni nu mai face afaceri cu cineva care nu își plătește datoriile. Și la stat și față de angajați și față de parteneri. Ce vreau să vă zic, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, de relația dintre contribuabil și controlor și inspector. Aici este o chestie pe care putem să o eliminăm, dar greu. Pentru că, în primul rând, nu există o educație corespunzătoare nici în rândul contribuabililor, nici în rândul inspecției fiscale. Ăștia de la inspecția fiscală se cred un fel de Dumnezeu, bună parte din ei, când au ajuns acolo, ei taie, ei sponsor, ceea ce nu este corect. Contribuabilul are senzația că a venit în mod special să-i facă rău. De aici o aversiune pe care și-o exprimă sau nu și-o exprimă, dar și-o manifestă. De-aia vorbeam la început de legislație. Când vorbeam de legislație, mă gândeam și la modul de a-l școli, de a-l învăța. Toate țările au pe domeniul controlului fiscal și a inspecției fiscale și a antifraudei și așa mai departe, au niște școli speciale, specializate. Oameni care fac aceste școli și pe care învață partea de psihologie, partea de abordare. La noi nu există nicio școală despre inspecția fiscală. Sunt economiști sau sunt juriști și am băgat în focul lupte. Trebuie să întâlnească cu... Când vorbeam de legislație, vorbeam chiar de această parte, de școlarizare. Poate facem o școală de inspecție fiscală, nu neapărat de finanțe în general, dar de inspecție, care să știe cum să abordeze, cum să clientul, cum să spună. Comunice. E să comunice corect. Din păcate am două părțile suferă de... Da, suferă din partea asta, am zis că și contribuabil, nici contribuabil nu are o educație corespunzătoare, dar asta și din cauza faptului că a existat această stare de război, de beligeranță continuă între contribuabili. Ori aici nu trebuie să existe această stare. Important este ca, virgulă, contribuabilul să-și declare corect ceea ce a realizat și să-și plătească. Asta este important. Noi nu suntem puși aici ca să-i omorăm, dar asta trebuie
Într-adevăr, trebuie făcută educație și trebuie, după părerea mea, făcută o școală. Pentru că